Hei, bună dragii mei! Salvia hispanica, da? Ceea ce dumneavoastră cunoaște sub numele de chia, adică o plantă originară din America Latină, cu cel mai mare conținut de proteine, care o să fie atât de sățioasă încât nu o să vă mai doriți să mai mâncați nimic altceva pe lângă ea. Vă va aduce aportul necesar de fibre, de proteine. Și o puteți îngloba, o puteți mânca și simplă sau îngloba în diverse mâncăruri. Am trișat puțin astăzi pentru că necesită înmuiere întotdeauna. Fie o lăsați peste noapte într-un bol cu apă rece, fie cum am făcut noi acum. Am dat-o în fiert 15 minute în apă cu sare, în așa fel încât semințele să se dilate, să conțină cât mai multă apă și să ajungă în acest stadiu. Cred că deja e de ajuns și o să o scurgem. Pentru că gătim icre de chia. Aveați impresia că icrele sunt doar un produs din pește? E bine, nu. O lăsăm puțin să se scurgă. Icrele vegetariene, o să vedeți cât de gustoase sunt. Deci avem chia, avem o roșie, avem ceapă, avem lămâie și pătrunjel verde. Ca să le legăm la un moment dat, în momentul în care o să omogenizăm totul, puțin ulei de măsline, sare și piper. Deci, ce facem mai întâi și mai întâi întotdeauna? Păi, spălăm toate ingredientele. Să știți că spălăm chiar și lămâia. E mai sănătos așa. Între timp, chia noastră se răcește. Am tăiat roșia în... ce vă spuneam și la guacamole, da? Nu e neapărat nevoie să puneți într-un blender ingredientele. Ele arată atât de frumos și sunt gustoase, încât e păcat de ele să le mărunțim atât de mult. Până la urmă, niște... pătrate de roșii gustoase fac bine ochiului. Punem o roșie întreagă. Îi va da și dulceață, dar în egală măsură și un gust tot puțin acrișor, pe care îl vom accentua după aceea cu lămâia. Tăiem ceapa, o curățăm evident înainte. Spuneam că este unul din produsele foarte sănătoase, recomandate acum, și găsiți rețete. Chiar vă aștept să-mi trimiteți cât mai multe rețete cu chia. O să vedeți că o să vă placă. Și fiți siguri că o să vă amintim în emisiunile noastre. Și de ce nu? O să vă și invităm să gătim împreună.
atât cât, cât ne place să fie de picant. Dar e bine să simțim și textura. Genul acesta de aliment pe care o să-l mâncăm astăzi, credeți-mă, conține tot ce are nevoie organismul nostru pentru o zi în care consumă și energie. Am zis că punem și lămâie. Din pătrunjel luăm. Frunzele. După cum știți, și pătrunjelul e sănătos. Elimină mirosul de ceapă. Am întâlnit foarte multă lume care îl preferă să-l mestece după o masă copioasă care a conținut și ceapă. E păcat de cheia să nu o punem pe toată. Practic, ea este eroina principală a rețetei noastre de astăzi. Așa că să-i dăm întâietate. Nu uitați niciodată că va trebui să așteptați să se răcească ușor mâncarea înainte de a o pune în frigider pentru ziua de mâine. Și puțin lei ca să frecăm exact ca icrele pe care le știam de pește. Sare. Piper. Dacă vă place mai cremoasă, încercați să pasați cu lingura boabele. Vedeți că ele parcă și au textura unor icre de pește adevărate. Deci e aproape gata. Între timp o să mai debarasăm puțin, să avem loc să ne desfășurăm pentru momentul când va trebui să și mâncăm. Spuneam că au un conținut atât de ridicat de proteină și în general de vitamine, încât foarte mulți bolnavi de diabet de tip 2 au preferat să introducă în alimentație semințele de chia în diverse forme,
pentru că conferă și sațietate și sunt și gustoase, așa cum o să vedeți și dumneavoastră. Adăugăm și puțin busuioc. Sau la alegere ce doriți dumneavoastră și ce vă place și ce știți că vă face bine în primul și în primul rând. Și de ce nu? Ce aveți atunci în casă și merge să combinați. Eu nu renunț, sigur, schimb puțin rețeta și voi adăuga la sfârșit și puțină telemea rasă peste sandvișurile pe care o să le facem, care își va lăsa brânza ușor sărată și va lăsa din gustul savuros al acestui produs. Nu pot să mă abțin. Știu, vă fac poftă, dar nu pot să mă abțin. Trebuie să gust, ca orice bucătar care vrea să are această ambiție să iasă mâncarea perfect. Vreau să știu dacă mai trebuie să-i mai adaug ceva. De pildă, n-am adăugat preferatele mele, piperul și boiaua. O să văd acum dacă îi mai trebuie. Nu-i mai trebuie nimic. Excelent. Și atunci ne pregătim să facem sandvișurile. Pe felii de pâine neagră. Să știți că sunt încă călduțe, dar nu vă dau acea senzație de greu pe care mâncarea caldă sau fierbinte o dă de obicei. Telemea. Rozmarin pentru savoare. Icre de chia cu roșii, pătrunjel, ceapă și multă dragoste. Pentru că știți, acesta este ingredientul nostru principal. Până data viitoare, nu uitați, poți să ai doar un bob de orez și doar un praf de sare în casă. Dacă ai dragoste, cucerești o lume întreagă. La revedere!